Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă ați auzit de ilfoveanul Ion Iliescu, care locuiește Ilfovanie, da? În Ilfov. Da, dar nu acela născut în Oltenița și care stă pe strada Molière din cartierul Primăverii, ci ilfoveanul, faimosul ilfovean Ion Iliescu cu Tico. Domnul care are Tico și care merge cu Tico peste tot. Merge în Grecia. Peste tot în Grecia. Da, pentru că e practic pe hartă în jos. Se duce coboară în Grecia. Acum a plecat din nou, dacă vă puteți imagina, de Paște a fost în Tasos. Bravo! 10 ore se laudă că a fost. 10 ore până în Tasos. Da, cred că a găsit platformă ieftină sau ceva. Zice, nu trebuie decât să învârt cheia în contact și pun degetul pe hartă. Da. Și să fie la vale. Da, mai spune, citez. Nu ne punem speranțe în sistemele de siguranță, dar compensează la ceea ce te face să simți că se pornește la drum. Cum se bucură de voi și cum se luptă cu dealurile. Da, consumă și puțin. Adevărul că lupta cu dealurile într-un tico supraîncărcat e ceva de neuitat. Cred că la un moment dat participă toată familia la lupta asta. Da, cu frâna. Frâna mă trebuie o distanță ceva mai mare ca să, dacă o și umpli un tico. În primul rând nu se supraîncarcă un tico. Eu am fost șofer de tico și posesor de tico și vă rog frumos să o lăsați mai ușor cu Caterinca, pentru că pe zăpadă tico era imbatabil. Așa e. Acum nu mai ninge, mă. Pe Văcărești și lăsam în urmă traficul, eu vedeam în retrovizoare, făceam și glume până în vârful dealului. Practic plutește ca un fulg. Avea roțile alea înguste și centru de greutate jos, că și Matizul avea roțile la fel, dar n-avea aceeași aerodinamică. Dar pe viscol mergeai și cu latul, nu? Băi, răutăți. Nu, Tico a fost o mașină corectă, eu am fost cu el până la mare. Odată. Mi-a fost frică, recunosc. De-abia se deschisese autostrada. Da. Și... cred că tu m-ai depășit. Ai întors cu trenul? Cred că tu m-ai depășit cu 150 la oră, nu? Să știi că așa am mers. Băi, m-a depășit un tico pe autostradă odată cu 150 la oră, mi-am făcut cruce. Ai zis că nu e adevărat. Dar de ce, mă, mașina asta e uluiala? Și nu era la aspirație. Eu am văzut asta, eu conduc două mașini, știți? Da. Liliachi. Da. Una e mare, una e mică. Da. E percepția asta că dacă e mașina mai mică, aia mică, are 100 de cai, aia mare are 150, dar aia mică fiind mică și ușoară, e foarte fâșneață. Și lumea are impresia că dacă e mai mică, merge încet. Și dacă prinzi, un tir în spate pe autostradă, te bagi în spatele lui, n-ai nicio problemă. Te ține tirul fără probleme. Practic, te trage după el și e văzut cum se trag paharele alea de plastic care... Da. Cam așa e, da. Așa e, da. Altfel, unde ați ajuns, prieteni, cel mai departe cu mașina? Într-o vacanță. Orice mașină. Da, orice mașină. 0372069599. Haideți să vorbim despre vacanțe cu mașina, dacă ați avut peripeții, pe scurt, și unde ați ajuns cel mai departe plecând cu mașina? Că așa, până în Grecia, poate... Se pune și Grecia, nu se pune Grecia, nu? Grecia. Stai, mă, Grecia e mare, depinde unde. Bine. Că una este uci în Tasos, uite, o bună oară am fost în Parga. Sunt 1000 de kilometri de acasă. Asta, Grecia e, n-ai nicio treabă. Eu am ajuns cu mașina în Grecia până în jos de tot. Uite. La Captenaro, cel mai sudic punct al Europei continentale grecești. Cum te-ai fi dus până în Franța? Nu. Dar am un amic care a plecat din București cu un Ford Mondeo în urmă cu mulți ani și a ajuns până în Maroc. El în Maroc s-a dus în vacanță. Eu am crezut că am mers tare departe ducându-mă până la capătul Germaniei, colț cu Franța, ca să zic așa. Până la Rus, la Europa Park, am mers în două mașina? Zile. Da. Sunt 1800 și ceva de kilometri. Okay. Bine, am ocolit și pe la niște Legoland. Hai că am făcut mai mulți, de peste 2000 și ceva de kilometri. Dar numai până acolo sunt 1800. Dar pierzi zile din vacanță dacă faci asta. De ce nu te-ai dus cu avion? Am mers cu avionul de câteva ori. Și odată atunci ai zis, nu, am zis că hai să mergem și pe la... Aveam bagaj de jucării, ca să zic așa. Și am zis să le salvăm că mergem cu mașina. Dar ai făcut escale sau ai mers? Nu, ne-am oprit la Viena. Ai altceva, mă, că așa am făcut și eu o excursie prin... Eu am plecat cu mașina prin Europa, să zic, ce așa. Și am ajuns până în Polonia, în Cracovia. Asta am făcut. Cel mai greu a fost până la Oradea. Unde a durat 10 ore, după care a mers bine. Am făcut-o din două zile, pentru că, într-adevăr, drumul până la ieșirea din țară este ucigător. Ăla l-am făcut noaptea. Am ajuns la Viena, unde am stat câteva ore. Eu nu te înțeleg cum poți să mergi prin România noapte. Da, mă rog, mi s-a întâmplat. Roli e cu noi, deja. Bună dimineața, Roli. Bună dimineața. Salut. Gat, vorbim despre cel mai departe unde am ajuns cu mașina în vacanță. Picuțule, lucrez pe 30 ceva de ani, numai tot pe mașini, egal, mare, mic și acum așa? Una de 40 de tone. Lucram la o firmă de termopane în Aiud.
Da. Și ce ne-am gândit cu managerul firmei, având un prieten în Sicilia, să mergem să facem rost de niște contracte în Sicilia, fiind multe blocuri nefinalizate, să punem de geamuri termopane. Și ați ajuns în Sicilia cu mașina. Sincer, nu mi se pare dramatic. Vreau să spun că ne-am dus frumos de tot cu un LT-ul, un Volkswagen, așa, de 3 jumate. Exact în 17 ore l-am condus 2260 de kilometri, trecere cu bacul, cu tot. Asta nu a fost problemă. Am stat o săptămână, bine, nu a ieșit nimic cu contractul, mă rog. Când ne-am întors înapoi, a început peripeția. Am ajuns aproape până în Napoli. Așa. S-a oprit motorul. Dar și mașina asta voastră de câți ani era? Era de, asta a fost undeva în 2007 și mașina era din 2004. Deci, deci o mașină nouă, cum ar veni. Deci v-ați întors pe bucăți. Mulțumesc mult, Roli, dar nu așa la muncă, mă, în vacanță, cu familia, cu... Avem oameni care au făcut distanțe. Uite, de exemplu, Gabi din Năvodar spune că e frică să zboare și din cauza asta merge peste tot cu mașina și a fost în Iran, în Tunisia, în Finlanda, la satul din Moș Crăciun. Păi ești nebun, s-a dus. La Moscova, la Sankt Petersburg, la Kiev. Așa, eu am Moscova. Ce mașină are... A zis că a fost cu un Lexus. Mă, nene, s-a dus în Iran? Da, tu știi cât e în Iran cu mașina. Și mai tare mi se pare, ne-a scris Cosmin, zice că o echipă de la grădina botanică din Jibou a ajuns până la Vladivostok și retur în 30 de zile. Sunt 11.000 de kilometri. Asta e altceva. Asta e expediție, mă, e altceva. Așa era. Sunt de la grădina botanică. Adică, de ce? Uite, mă, mă stau aminte că am făcut drumul până în Antalya, când eram mai tânăr, da? Cu un polo. Dintr-una. Sunt vreo 1400 de kilometri. Doar. Daniel, bună Daniel, dimineața. Bună. Salut, Dani. Bună dimineața. Salut, ia-ți. În primul rând vreau să vă spun că încă am un tico pe rolul fiscal, circulă socrii mei cu el. Nu și cred. Astăzi. Super mașină. Câți ani are? Are 27. Din 97 este mașina. Arată impecabil. Braila 05 RB. Să-l salute cu respect plăiezii când îl văd în trafic. Funcționează perfect și astăzi. Adică Luca și cu mine am făcut niște calcule. Ne-a ieșit mai întâi 16, am zis că nu se poate. Deci de 26 de ani practic. Da, exact, exact. E și programul ăsta la primărie, că oferă mașini funcționale. Nu știu, pe rabla asta locală. Nu, 3.000 de lei vă dă. Nu-l dați. Da, dar nu mă îndur să-l dau, pentru că ea nu mai face 3.000 de lei. Nu dă nimeni 3.000 de lei pe ea. E mașină... Deci, în curând devine mașină de epocă. Asta înseamnă că peste 30 de ani, cât? Exact, și vă spun că i-am schimbat eu când mergeam cu ea, mă rog, acum 15 ani, 20 de ani. Așa, dar zi la temă. De câteva ori căram tuburi de oxigen cu ea când eram antreprenor. Cu tico, mă, serios, 3 tuburi de oxigen intrau, era pe burtă. 3 odată? 3 odată, da. Băi, erau de jucărie tuburile de oxigen? Nu, tuburi de oxigen din alea de... Au vreo 80 ceva de kilograme. Mă, dar nu te-ai gândit vreodată să legi pe unul sus pe acoperiș să deschizi robinetul? Mamă. Să te așezi la volan? Ca desene animate. Reacție. A făcut un tico cu reacție. Da, ne spui unde ai ajuns cel mai departe cu mașina? Vacanță, am fost în 2019, am avut o vacanță mai lungă de aproape o lună de zile, da? Până în sudul Spaniei. Până în sudul. 4400 de kilometri, bineînțeles că ne-am oprit în fiecare seară. Mă rog. Așa e frumos. Dar am ajuns cu mașina, acolo ne-am cazat, dar am ajuns mai sus de tarifa, spre Portugalia. Am făcut aproape 12.000 de kilometri în vacanță. Mulțumim. Eu cred că aceste călătorii cu mașina așa, de plecat, dacă ai o vacanță mai lungă, știi, să mergi, dar să nu te grăbești. Să te duci, stai 2-3 zile într-un loc, după care cât ești acolo, te gândești unde, controlul. Uite în direcția. Am făcut așa. Sunt printre cele mai mișto vacanțe posibile. Ce nu merge, adică ce nu cred e aia. Băi, trebuie să ajung la Paris cu mașina. Hai, forjă, 2 zile conducem ca bezmetici. Alea nu. Nu. Cele mai bune sunt când te duci cu avionul undeva, închiriezi mașină și după aia faci ce ai spus tu. Nu, că acolo trebuie să dai bani în fiecare zi și nu... Acum, na, ce vrei. Mă tristez. Sorin, bună dimineața. Bună, Sorin. Sorin. Alo. Salut, salut. Bună dimineața! Bună, ia-ți. Nu aș putea spune, am făcut mulți kilometri, dar am avut o pățanie ce nu o nici acum. Veneam din Italia, stau la Brescia și mergeam acasă. Aveam o mașină nemțească, 400.000 de kilometri în bord. Da. Pe centura Budapestei am auzit un sunet
de la cum se rupe fierul sec, așa, nu? Da. M-am uitat ți s-a rupt ura de distribuție. Nu s-a nimic? A. Nu, nu, vibrochenul, arborele, arborele motor. Am mers cu ea de la Budapesta la Timișoara, Timișoara-Onești, Onești-Botoșani-Botoșani-Timișoara, Timișoara-Lubliana. Când m-am oprit să fac motorină, atunci n-am mai pornit deloc. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. Mă greu cu mașina asta. Ai trecut de această bine experiență. Că ești bine. Da, bine că ești bine. Cătălin, bună dimineața. Nu, Cătălin. Ba da, Cătălin, bună dimineața. Alo, bună dimineața. Ce să vă zic? Acum 2 ani de zile, cu Dacia 1310 a luat tata, m-am dus, am avut un prieten care m-a chemat în șofer de camion, m-am dus cu ea până în Italia, la Metropolona. Mamă, cu Dacia 1310? Și, da, Dacia 1310. Ce ai lăsat-o acolo? Din 98, nu. Am ținut-o acolo 3 luni, m-am plimbat cu... am lucrat, m-am plimbat cu aia, am făcut cumpărături prin Mezzocorona, deci italienii erau cruciți că n-au văzut pe așa. Erau cruciți. Nu se aude bine, mulțumim pentru experiență și pentru că ne-ai povestit asta. Uite cât de tare, Nelu a fost cu motocicleta până la Barcelona. Bun. Asta mi se pare tare. Bun. Motocicleta până acolo. Câte muște ai strâns până la Barcelona? Costel, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Să trăiești! Zi! Bună dimineața, băieți! Ne-a-s-o. Am făcut o excursie cu Logan MCV până la Torheim în Norvegia și anul următor în Gibraltar. Până în Gibraltar? Dar de ce te-ai dus în excursie cu mașina până în Gibraltar? Sau până în și Norvegia? Cât a durat? Mi se pare... cam 16 zile a fost excursia. Dar spune-mi, te-ai dus întins? Te-ai dus întins sau te-ai oprit pe acolo? Nu, prin serviciu. Nu. Prima oprire o fac întotdeauna la Hegeșalom Nikelsdorf, granița dintre Ungaria și Austria. De ce? Ce e acolo? E un loc foarte bun de oprire, cu niște condiții foarte bune de cazare și tot ce trebuie și la prețuri rezonabile. După care excursia este aranjată dinainte. Da. După care fac diverse opriri până la punctul final. Mm-hmm. Deci cum a fost în Norvegia la Torheim, am oprit în Germania, am oprit în Danemarca. Și ce era, domnule, la Torheim acolo de te-ai dus până la Torheim? Ce să vezi acolo? Ce e acolo? Zine că poate merge și noi. Fugi. Este o catedrală impresionantă, o catedrală extraordinar de frumoasă, mare, imensă, cu tradiție, cu istorie. Dar Foci, ai văzut că e Luca interesat de Foci. Ai văzut Foci? Nu. Nu era Foci. Asta e dus degeaba. Reni, tu vrei viețuitoare. Porumbei, măcar. Da. Dacă ne mai auziți râzând din când în când, să știți că singurul motiv e acela că Luca a venit astăzi, începând de astăzi, cu ochelari. Cam doare capul, că tot clipește din ochi. Da, mă, cam ți-a unit treaba asta. Nu? Dacă vreți să-l vedeți, o să-l puteți vedea în live-ul de la Dublu sau Nimic, peste el... aproximativ jumătate de ceas. El vorbește mai puțin ca mețește acum, orice face, stă fix, încearcă să nu dea de cap. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.